Fără păr și unghii vopsite, fără sprâncene pensate pentru fete și fără pantaloni scurți sau păr lung pentru băieți. Sunt regulile pe care trebuie să le respecte elevii unei școli din capitală dacă nu vor să fie dați afară sau să aibă nota scăzută la purtare. În timp ce elevii sunt revoltați, conducerea școlii spune că sunt doar propuneri. Ministrul Educației a trimis o echipă de control. Haine prea scurte sau prea strâmte și culori neadecvate ne scade nota la purtare. Dacă avem unghiile făcute, ne scade nota la purtare. Dacă venim machiate, ne scade nota la purtare. Și dacă venim cu părul colorat, ne scade nota la purtare. Este declarația unei eleve din școala 194 din capitală, care spune că regulamentul intern este unul cel puțin absurd. Ținuta capilară va fi îngrijită, adică părul va fi legat și pieptănat. Uniforma este obligatorie, ciorapii vor fi albi sau de culoarea pielii. Elevele nu vor avea sprâncene pensate și nu se vor farda. Nu sunt admiși la cursuri elevii cu cercei în urechi. Așa ne simțim noi bine. Stilul care ne reprezintă. Pentru unghii, haine, mi-a scos, nu pun la purtare. Îmi place cum stă cu el. N-am voie cu accesorii, de exemplu, șepci, cerceri. Nu avem voie să venim în pantaloni scurți până la genunchi. Atâta timp cât înveți și dai rezultate la școală, nu înțeleg de ce profesorii s-au luat de înfățișarea ta. Mai grav e, spune elevii, că sancțiunile legate de codul vestimentar sunt la fel de drastice ca cele legate de consumul de droguri sau deținerea de arme. Dacă elevii spun că deja s-au dat sancțiuni pe baza regulamentului demn de evul mediu, directoarea școlii zice că e vorba doar de propuneri. Dacă adoptă o ținută necorespunzătoare, e vorba de un punct. Consumul de droguri, băuturi alcoolice, la prima recidivă, un punct. Deci legat de sancțiune? Care pare? Nu știu pe de rost. Ele sunt niște propuneri de sancțiuni. Printre ele și exmatricularea, conform spuselor elevilor. Exmatricularea nu poate să fie folosită ca și sancțiune în învățământul obligatoriu. Ce legătură are performanța unui elev cu vopsirea părului? De cealaltă parte, directoarea acuză că se dorește discreditarea unității de învățământ. Inspectoratul școlar a deschis deja o anchetă la școala 194. Dacă se confirmă, este foarte grav. Riscă demisia, doamna director? Discutăm aceste măsuri administrative. Regulamentul de organizare și funcționare ar trebui să fie public pentru toate unitățile de învățământ din România. Site-ul școlii 194 însă a fost închis pentru mentenanță chiar în mijlocul scandalului.